Descălecaturile, modul original în care s-au constituit principatele române de la sud și est de Carpați. Marea invazie mongolă din prima jumătate a secolului al XIII-lea a afectat și teritoriile locuite de români. Pax Mongolica, instaurată vreme de aproape 100 de ani, a însemnat impunerea unor dări populației românești de dincolo de arcul carpatic. Dar Pax Mongolica a mai însemnat și oprirea expansiunii regatului catolic ungar dincolo de crestele carpaților. Creștinați deja de aproape 1000 de ani, românii au rămas de rit ortodox, la adăpostul umbrelei tătare, putând parcurge cei de dincolo de Carpați și drumul spre constituirea statelor medievale, spre deosebire de frații lor din Transilvania, pe care cucerirea maghiară i-a împiedicat să parcurgă același drum. În fapt, și Transilvania a profitat de Pax Mongolica, deoarece și-a putut menține autonomia în cadrul regatului ungar. Eforturile regelui Andrei al III-lea de a limita drepturile nobililor transilvăneni nu au fost încununate de succes. Regele însuși recunoaște statutul aparte al Transilvaniei atunci când vorbește despre Regnum Nostrum, adică Ungaria și Regnum Transilvanie. O altă parte a românilor va trece munții contribuind la formarea statelor feudale românești de la sud și de la est de Carpați. Fenomenul era consemnat în scrierile cronicarilor drept descălecat și devenea până în epoca istoriografiei moderne principalul motor al formării celor două state feudale românești, pe care cancelariile europene le numeau în epocă Valahii și, ca să le deosebească, le spuneau Valahia Minor sau Valahia Maior, ori Moldovalahia Principatului Estic. Constituirea celor două state feudale românești a fost rezultatul unui proces intern de evoluție economică, socială și politică, așa cum au demonstrat cercetările și descoperirile arheologice. Formarea țării românești s-a făcut, potrivit lui Nicolae Iorga, după o concepție originală, avându-și rădăcinile numai în tradiția proprie. Pentru întâia oară apare răsărit astfel o concepție națională echivalentă cu concepția teritorială, bază modernă pentru statele apusului Europei. Ceva mai târziu, cu vreo 30 de ani, se constituie, într-o manieră oarecum diferită, cealaltă valahie, a Moldovei. Sugrumate în Transilvania, libertățile românești se reorganizau la sud și est de Carpați. Se restituia Ardealului rolul său firesc de leagăn al statului, după cum cercetările filologice și lingvistice i-au restituit acel de leagăn al limbii și poporului român, scria Iorga. Geopolitica vremii voise să tragă pe creasta Carpaților o frontieră între stăpânirea catolică ungară, cea mongolă și lumea bizantină ortodoxă. Insensibili la geopolitică, românii au găsit soluția prin trecătorile Carpaților sau mai târziu prin Vama Cucului pentru a ignora orice piedică în calea unităților spirituale, dacă pentru cea politică au mai așteptat încă 5 veacuri și jumătate. Nu ratați un nou episod din Eu aleg România, istoria României în 100 de momente esențiale, un proiect Radio România Regional.